Eu sunt Anca, bine ați venit pe canalul meu. În acest video o să vă arăt un tutorial slash review, ceva interesant, ceva de make-up, evident. Și vă invit să urmăriți acest video în continuare dacă vreți să aflați mai multe detalii despre ce o să se întâmple în acest video. Nu uitați să dați un subscribe și să dați un share ca să vadă cât mai multă lume să cresc un pic acest canal. Și mulțumesc mult și haideți să intrăm în video! Yes! Ok, hai să-i dăm drum. O să fac repede baza, adică fond de ten, concealer, pudră, sprâncene și tot ce ține de față și o să fie o chestie pe fast forward, dar o să vă arăt și produsele pe care folosesc. Am să folosesc acest fond de ten de la Melchior. Este, se numește Defining Foundation. Este în nuanța Warm Beige. Și o să folosesc cum vă răspund acesta. Ok, guys, mi-am făcut și sprâncenele off-camera. Și acum o să aplic concealerul. Concealerul pe care folosesc este de la Maybelline Fit Me, nuanța 15. Să aplic pudra, iar pudra pe care o folosesc este tot de la Melchior. Este cea pulbere, iar eu folosesc nuanța Natural și o să folosesc de asemenea și padul acesta. Ok, acum o să folosesc aceeași pudră, doar că pe sprâncene, pentru a le oferi un aspect mai natural, așa. Folosesc o pensulă din aceasta, este pensulă de blush de la ELF. Ok, acum o să trecem la machiajul ochilor, pe care cred că l-ați așteptat cu toatii sau cu toții, sau nu. Eu de curând, mă rog, de aproximativ acum o lună, mi-am comandat ceva de pe Wish. Ok, și mi-am pus eu o comandă, am găsit pe acolo un make-up, chestii, trestii, super drăguțe. De mult îmi doream o paletă care să aibă foarte multe nuanțe, nuanțe de galben, nuanțe de albastru, de verde. Am găsit această paletă care este... hai să vă uit. Este această paletă. Mi-a ajuns acum 2 săptămâni, m-am atins de ea puțin. N-am putut să mă abțin să nu bag degețelele în ea. Și am încercat-o, dar nu astfel încât să am o părere cât mai concretă. Și tocmai de aceea filmez acest video ca să vedeți și voi calitatea produselor de pe Wish. În caz că nu ați comandat până acum sau cel puțin nu ați comandat produse de make-up sau palete de fardul de ochi. Și să vă arăt cum arată înăuntru. Da, este un pic murdărică și pe înăuntru. Asta este diminuția. Ea arată super bine, adică când te uiți așa la ea și când am văzut-o și eu pe Wish acolo, pe aplicație, eram damn. Are pe spate ingredientele, ceea ce e foarte bine că poți să vezi ce ingrediente sunt ok, ce ingrediente nu sunt ok. Iar eu am căutat mai devreme să văd ce ingrediente nu sunt ok. Mă așteptam să fie mai multe decât am găsit. Am găsit doar 2, fenoxietanol și titanium oxide. Aceste 2 ingrediente fiind toxice. Ca și prima nuanță o să folosesc o nuanță deschisă pentru a seta ce pudra n-a putut seta. Și o să folosesc nuanța Acalan. O să folosesc o pensulă plată. Nu este de fapt, asta este de fapt. Da, trebuie să folosesc degetul. E foarte... nu știu cum să zic în română. Adică, nu știu dacă se vede pe deget, dar arată... adică este... deci fix așa arată făina, mă, fraților. E ok, eu zic că e pigment ceva, dar nu e ceva extraordinar, nu-i mai văzut. Și evident că cade fardul. Următorul pas este să... nu știu ce lucru o să fac, dar o să folosesc nuanța XL. Am niște nume foarte dubioase, deci dacă nu le pronunț cum trebuie, it's not my fault. Deci nuanța XL. Este un roz, foarte deschis. O să-l aplic cu o pensulă de la MAC 217. Wow! Se vede pe cameră cât fard... ninge cu fard! Nu, deci are paleta asta o miros de...
deranjant, miroasea să pun chimic. Să aplic de două ori ca să se vadă totuși ceva. Ok, am aplicat acest roz minunat. Nu știu cât de bine se vede pe cameră. Următoarea nuanță va fi Necahual, care este un roz fucsia, ceva pe acolo mai închis. Ok, random stuff. O să folosesc nuanța Tayana cu o altă pensulă pentru a difuza un pic, a estompa rozul acesta. Ok, next thing. O să folosesc nuanța Mixtili. Aceeași pensulă. Tot în pliu o să aplic. No, nu-mi place nuanța asta. Da, nope, nu-mi închide, îmi face și mai roz tot ce se împlăce, se desface și mai roz. Și vreau să fie burgundiu, vreau să fie rușiatic, nu roz. Dar o să aplic în continuare. Și o să revin cu altă nuanță. Și aici am luat-o cu atât, dar ok. Ok, o să folosesc o pensulă de la MAC 286 de Blending. Și o să folosesc nuanța... Hai mă, să mă duc spre mai închis. O să folosesc nuanța Malinche. Mă, deci nu știu, toată chestia se duce spre roz, eu nu, de ce am pus roz? Am observat că ele nu, dacă pur și simplu tapotez nuanța respectivă, nu se pune, adică nu se lipește de ochi. Dar, în schimb, dacă mișc stânga-dreapta, se blendez foarte bine. Și chiar pigmentul e... Oricum, doar nuanțele astea de burgundiu, nuanțele care oricum se obțin foarte ușor în general. Dar albastru, am încercat și albastru ăsta și verdele, dar nu, zici că sunt bătută și mi-a dat cineva un pumn în ochi și am avut lătaie, adică nu. Nu sunt ce trebuie oricum. Următoarea nuanță o să fie un purple, un mauve, se numește Tozi. Anyway, you get it. Să mai închidem un pic aici pentru că e prea rostul. Foarte mult cum arată acum look-ul. Acum o să folosesc nuanța Necahual și după aia Tozi și o să le folosesc în interiorul ploapei. Mă rog, aici, în zona asta. Aici, și o să mă pusesc să blenduiesc doar aici. Ok, sub ochi o să folosesc aceeași tehnică. O să folosesc Necahual pe jumătate din ploapea inferioară. O să folosesc eyeliner, evident că o să folosesc eyeliner. O să folosesc nuanța Nenetel, doar că o să folosesc cu degetul pentru că se aplică mai bine. Și o să o folosesc pe centru. Să folosesc nuanța Patli, combinată cu Tupac, yes! Ok, și acum o să aplic din nou nuanțele Tupac și Patli sub ochi, aici unde am lăsat spațiul. O să folosesc un glitter, am un glitter de la NYX, glitter palette. Anyway, este nuanța Mugly 03 și am un glitter glue aici de la Melcure și o să-l aplic în zonele unde vreau să aplic glitterul. O să folosesc un glitter eyeliner pe care l-am cumpărat de la Shein din DM și o să-l aplic pe... Ok, și acum o să aplic eyelinerul pentru că nu pot să fac un make-up fără eyeliner, dar o să aplic off-camera în spatele camerei, așa că o să revin într-o secundă.
Ok, am făcut și codițele. Voi puteți să alegeți ori să le faceți, ori să nu le faceți. Acum depinde și de preferințe. Eu am ales să le fac pentru că nu pot să trăiesc fără codițe. Acum o să aplic un creion negru pe linia apei pentru a intensifica privirea. Ok, și acum să trecem direct la mascara. Iar mascara pe care îl folosesc eu este de la Mercury Kiss My Eyes. Super blană mascara asta, chiar îmi place mult. Gata și cu machiajul ochilor, să trecem și la contur. Folosesc o pudră compactă, o pudră de la Mercury, nuanța Ebony. Aceasta este. O să folosesc un highlighter super bombă. Este de la Miss Sporty. Da, este un highlighter ieftin. Insta Glow se numește. Nu mă deschide-te. Nu se deschide. Așa, scuze. Este acesta. Nu știu dacă se focalisează sau nu, dar este nuanța Golden Glow. Este super bombă efectul pe care le are. Sper că se vede pe cameră. Este efectul acela de wet look. Acum să trecem la băuze. Rimmel London în nuanța 047 Cappuccino. Și acum o să folosesc un ruj de la Sephora. Este nuanța N02. Este un nude super drăguț. Cam acesta este look-ul de astăzi. Vreau să spun repede părerea mea despre această paletă, paleta asta de pe Wish. Mi se pare că este chiar drăguță, adică cel puțin nuanțele astea pe care le-am folosit eu sunt chiar foarte drăguțe. Destul de pigmentate, sunt ușor de blenduit. Cele de fapt nu sunt, atât de pigmentate precum mi-aș fi dorit. Nu uitați să dați un subscribe dacă ați ajuns până aici. Vreau să vă mulțumesc din suflet și să dați și un share ca să vadă cât mai multe lume, ca să creștem acest canal și să reușim să facem, să postăm cât mai multe clipuri. Dacă vă place ce ați văzut, lăsați-mi un comentariu. Dacă nu v-a plăcut și, sau ce anume nu v-a plăcut, lăsați-mi un comentariu ca să știu dacă să continui să fac asta sau nu. Și eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă pup și vă doresc o zi minunată sau o seară minunată.